În efortul său susținut de a atrage cât mai mulți vizitatori, Muzeul Județean a implementat programul Muzeul Deschis, care se adresează persoanelor cu dizabilități. Primele două expoziții din acest proiect au fost lansate astăzi cu sprijinul necondiționat al elevilor și profesorilor de la Liceul de Arte Margareta Sterian. Expoziția tactilă Muzeul din Cutie este destinată persoanelor cu deficiențe de vedere. Nu vreau să încep înainte de a mulțumi tuturor celor care au fost implicați. Este vorba de asociații, este vorba ale nevăzătorilor, este vorba de școli speciale, este vorba de instituții de profil, fără de care această expoziție. Expoziția tactilă este formată în această variantă inițială din 50 de obiecte provenite din achiziții, donații și din replici realizate de elevii Liceului de Arte Margareta Sterian. Am răspuns foarte prompt, putem spune, chemării dumneavoastră. Este un proiect, în primul rând, destinat pentru copiii care nu pot vedea arta și nu pot cunoaște arta așa cum o cunoaștem noi, cum o vedem noi. Am încercat să transpunem împreună cu domn profesor Ciprian Dominoschi obiecte de o foarte mare valoare. A fost o provocare, pentru că a fost prima dată, cel puțin pentru noi, dar sunt sigur că și pentru elevi, să aibă în față obiecte din perioade destul de îndepărtate ale istoriei noastre și cred că au fost bucuroși că au participat la acest proiect. Obiectele din Muzeul din Cutie au trecut din mână în mână pentru a putea fi vizualizate și descoperite cu ajutorul simțului tactil. Aceste forme ceramice aparțin primilor locuitori ai zonei de astăzi a județului Buzău. Ceea ce aveți acolo în mâini sunt forme ceramice tipice pentru această perioadă. Vizitatorii au putut experimenta tehnologia de ultimă oră pusă la dispoziție de organizatori. Este nu neapărat numai pentru persoanele care se află în imposibilitatea de a vedea și de a se deplasa ușor prin colecțiile muzeului nostru. Este o expoziție realizată în parteneriat cu colegii de la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, pentru că ei sunt printre puținii care au un film pe castru, pe așezarea de la Polonisu. Nu o să mai lungim vorba. Este vorba de aceste echipamente care pot fi folosite doar în acest spațiu. Ia să vedem. Aici este acoperișul portocaliu. Foarte frumos. Cred că dacă aș avea ochelarii ăștia, m-aș uita non-stop. Ia vezi, în spate, dacă te întorc așa puțin. Așa. O grădină! Wow! Cu niște copaci. Și o... Stai. Și o căruță. Liceenii de la arte au venit să vadă cu ochii lor cât de importante sunt obiectele realizate de ei, special pentru cei care nu pot vedea. Și dacă pe viitor putem să mai colaborăm, sigur, extindem, încât să întindem așa, este deci, că... Din punctul nostru de vedere, problema nu e deschisă. Face mare plăcere. Vă mulțumim. Astăzi a fost o zi deosebită pentru buzoienii cu deficiențe locomotorii, de vedere sau cu alte dizabilități, care au intrat pentru prima dată în muzeu și care au putut înțelege ceea ce li s-a prezentat. Muzeul deschis rămâne la dispoziția celor care vor să îl viziteze și poate fi accesibilizat oricând.